Conducerea SC Bacău a găsit un sponsor, astfel că o parte din salariile restante au fost plătite jucătorilor și antrenorilor. Astfel, echipa municipiului Bacău poate privi cu mai mult optimism viitoarea ediție de campionat, mai ales că în continuare va avea o situație din ce în ce mai bună, în ciuda vocilor care îi doreau și îi amenințau colapsul. Meciul cu colega de serie Rapid CFR Suceava va fi al doilea amical al lui SC Bacău în această vară, după acel surprinzător de sever 8-0 cu Aerostar. Deși campionatele de pregătire din această vară la Stănic Moldova și la Băile Felix au fost anulate, Sportclub Bacău se antrenează cu disciplină și seriozitate. Până la începerea campionatului, trupa lui Viorel Tănase va disputa numai puțin de 6 partide amicale.